sunt în faza de definitivare a unei cărți pe care o să apară la o editură din Germania și care tratează perioada, să zic, de după 2000, deci, și în care am încercat să leg, să existe o legătură între fiecare imagine din carte și între proiectele, pentru că toate se leagă într-un fel între ele. Pe altă parte, am programat anul viitor o expoziție la MNAC cu perioada timpurie, să spun așa, adică de la respectiv mijlocul anilor 70 până la mijlocul anilor 90, care e cu totul alt tip de fotografie. Deci e un fel de ruptură între ele și într-adevăr, de la începutul anilor 2000 am început seria aceasta cu reconstrucții, care după aceea s-a transformat și în alte proiecte derivate din ea, dar în orice caz sunt niște imagini panoramice compozite, făcute din elemente reale, dar în final aceste imagini, nu le-a spune fotografii, sunt altceva, deci nu sunt niște documente reale, ci sunt mai mult un fel de echivalente vizuale. De fapt, asta m-a interesat să fac, echivalente vizuale a unor amintiri, adică modul în care funcționează memoria. Adică, de cele mai multe ori poți să recunoști anumite lucruri, dar nu în totalitatea lor. Adică dacă te duci cu ele în teren, nu vei putea găsi exact, pentru că acolo sunt combinate fragmente din diferiți ani, din diferite anotimpuri, din câteodată și niște incursiuni din alte perioade istorice. Deci, da. În timp ce și în paralel cu asta, deci tot după 2000 am început să dezvolt împreună cu mai multe formule colaborative, între ele împreună cu arhitecta Mariana Celac, care sunt foarte apropiate, în alte proiecte despre transformările din societatea românească la nivel arhitectural, dar nu numai, în special în București, dar și în țară. După aceea, în 2007 am inițiat un alt proiect pe care l-am realizat cu un grup de colegi de la Universitatea de Artă, dar și din alte fost studenți, nu numai, care se cheamă RoArchive, care a extins cercetarea asta la nivelul României și tot timpul ne-a interesat urmele trecutului, în special trecutului apropiat, comunist, așa, dar și punctele de care ar putea indica anumite direcții spre care să îndreaptă societatea și, mă rog, anumite, în mod special, locurile pe care le documentam. În paralel am lucrat și în formula care e poate mai cunoscută, la grupul Subreal. Am lucrat cu tot fotografic de la mijlocul anilor 90 până când am avut cu câțiva ani de zile o expoziție la MNAC retrospectivă, ci am lucrat cu fotografia foarte mult, dar cu fotografia, cu niște arhive de arhivă fotografică și care după aceea am mai continuat și în alte formule colaborative, am făcut un proiect și sunt altele în desfășurare cu arhiva, principala arhivă sau cea mai sensibilă arhivă din România, arhiva securității, deci CNSAS, și care am
făcut o serie de expoziții și lucrări, pornind de la imagini de acolo. Deci, și sigur, și alte, am un proiect de 3 ani de zile, anul ăsta se încheie un fel de detaliere de la Roar, care e un proiect pe Dunăre, care l-am făcut în special pe partea românească a Dunării, dar pe care l-am început mai de mult și în traseele externe de înainte să intre Dunărea în România. Am avut acum mai bine de 10 ani de zile o mare expoziție la Muzeul Tehnicii din Viena, și care nu e un muzeu de artă, dar un muzeu foarte interesant, care are un program și din când în când invită un artist ca să facă, să reflecteze din perspectivă artistică asupra unor teme și expoziții pe care le organizau ei. Și atunci aveau Dunărea, care e foarte importantă pentru austrieci particular și, în general, pentru spațiu de limbă germană e ceva. Iar proiectul acesta cu România am făcut tocmai ca să încercăm să arătăm, pentru că, deși România e într-o situație paradoxală, așa, deși are cea mai mare traseu de care trece Dunărea prin ea sau la graniță sau chiar prin intermediul ei, deci de la Bazia și până la Sulina, e zona cea mai obscură pentru spațiu european, adică nu prea, chiar și pentru oamenii din România, adică sunt de greu să facă între diferența între Calafat, Oltenița, nu știu, adică niște lucruri, zonele astea din sud, așa, e oarecum într-o ceață. Și sunt lucruri foarte interesante care merită explorate fotografic și documentar, dar și artistic.